Un semnal pe cât de neașteptat, pe atât de interesant, vine din PNL, din partea lui Ionuș Troie, care este prim vicepreședinte al partidului și care trece drept un personaj politic extrem de aliniat conducerii liberale. Acesta afirmă nici mai mult, nici mai puțin decât faptul că uh, Mircea Joana ar fi un candidat bun uh, pentru uh, funcția prezidențială, întrucât uh, provine din uh, epicentrul uh, marii familii uh, NATO. În același timp, și asta e din nou uh, foarte interesant, uh, Ionuț Stroie uh, crede că uh, viitoarea coaliție, dacă se aliază și dacă va avea un candidat comun, ar trebui să aleagă un candidat propus de liberali. Nu cumva liberalii au de gând să-l propună pe Mircea Joană, care stă atât de bine în cercetările de piață?